Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de CSGO. Băi, dragii mei prieteni, știți că data trecută la ultimul videoclip postat de mine cu 1.6, v-am spus că o să încercăm și modul pe CSGO, tot de base builder. Așa că, haideți să nu mai stăm prea mult la taclale și să intrăm pe un server să ne dăm cu părerea. Am avut eu un server pe aici, pe undeva, că am intrat un pic mai devreme pe el să-mi dau cu părerea să văd dacă sunt oameni. Văd că sunt 12 oameni, deci super, ok, hai să ne spunem și noi părerea noastră. Să vedem dacă sunt la fel. Să ne spunem care e mai ușor, pe CS1.6 sau pe CSGO. Stați așa că se descarcă ceva pe aici. Imediat ar trebui să și intrăm. Eu vreau să joc ca... Să mă băgă Cateo. Bă, foarte șmecherie, văd că... Nu păstrează mânușile și cuțitul, deci un lucru foarte mișto, deci poți să joci dacă ai skin-urile tale, dacă nu, văd că poți să ții, poți să... Și văd că aici, pe tasta F, am un enemy la zombie, distribuție, un point, gun, hit, damage, given, damage, taken. Ia, n-am puncte. Foarte interesant skin-ul ăsta de zombie. Foarte frumos, ia să ne uităm și la alții să vedem ce de astea mai avea. Și din ce am văzut eu și am observat, stați așa să-i pune puțin pe ăștia pe mute, că zombii stau așa într-o o altă casă până să termină construitul. Depinde de... așa. Deci asta are minge ca și noi, cum aveam și noi, un lucru foarte șmecher. Builder points. Da. Deci n-are bunny hop, foarte frumos, trebuie doar să-l faci tu din scroll. Bă, mage asta mă urmărește, nu? Hai să urcăm și noi aici. Mai sunt 60 de secunde. Jucăm și noi 2-3 runde și cam ăsta e videoclipul. Eu doar vreau să-mi dau cu părerea cum e serverul. Bă, văd că tot zombi stă undeva ascuns. Și cum ajung în cață? Ia uitați-vă unde, cum au ajuns. Că văd că eu sunt și suntem mulți. Dar suntem mamă, super fain frate zombie ăsta. Ia, avem clase ZM. Uite o mișto. Frozen, Undead, Mummy, Hunter, Sweet. Cu ce joacă ăștia? Văd că foarte mult joacă cu Sweet și Frozen. Sweet e VIP, Alghi. Uitați așa că mi-a apărut. Ia, ZM. Deci dacă mă uit în... Ia, uitați că am Alghi Premium. Trager e VIP, 7. Uite, eu joc cu Undead. Ce mâine am. Aolo, dar mă mișc foarte greu, frate. 5. Mamă, super șmecher ăsta, uite viteza ce am, ești nebun, zici că sunt vitezoman, dar ce unghii urâte are. Da, super mișto, văd. Super mișto skin-urile la... aici pe CSGO, deci pot să zic că chiar îmi place modul de base builder pe CSGO. Sunt curios doar să văd cum să construiești. Văd că și serverul ăsta are prep time și build time. Deci, nu știu, câte au setat ei, 2 minute, 3 minute de build și 30 de secunde de prep time, de pregătire. Oh, și super frumos, frate, să văd piese, deci chiar îmi plac cum să văd piese. What the fuck? Stai așa că te omor, fraiere. Bă, n-am făcut mă kill. Ăsta văd că are un surf trap aici. Bă, șmecherie că trebuie să-l faci, dar... Viață 2000, 2K. Știi ce mi s-a părut mie frumos la aici? Ce am văzut din alea? Când mori, îți dispare baza, frate. Adică super șmecherie, văd că unul are baza acolo. E mișto că poți să colorezi.
Pe ce colorez? Pe ce mut este, de exemplu? Că eu nu știu pe ce le mut. Că dacă pe... Bă, cred că... Bă, shop. Aha. Știți care e șmecheria? Ce am văzut? Că serverul ăsta are clip. Are no clip. Între oameni, adică, de exemplu... Bă, dar cum pula mea vrea ăsta să intru eu aici, bă? A, am murit. Are no fall damage, deci dacă sar de sus nu mori. Dar e șmecherie care nu o clip pentru oameni. Un lucru e și urât, dar e și șmecherie. Adică, de exemplu, fiecare poate să încerce. Și noi să încercăm toți să intrăm unul de altul fără să ne lovim. Dar nu-mi dau seama de ce nu pot să sar aici. Bă, eu cred că cumva e blocul. Pe fiță tot aici nu se poate intra. Mă, mă, frățiorul meu, ăsta are bloc, mă. Să mor dacă vă mint, dacă ăsta n-are bloc. Sunt un pic răcit de suflet. Deci eu garantez că ăsta are bloc, că nu-mi dau seama cum pot să iau pe ăsta, dar e bloc. Deci asta e bloc. Bă, aia acolo n-am văzut pe niciunul să scăpa, da, uite ăla singurul care a ajuns. Frozen. Și cum până la mea ajuns cu aia, că efectiv nu pot, uitați-vă. Am ajuns pe surf acum, că ești pe surf, nu mai ajuns în care. Da, văd că are instant spawn, e interesant și foarte mișto, adică pa, mai murit aia. Oricum, asta nu e mare diferență, că nici pe 1.6 nu era prea mult timp, puteai să te respawnezi din nou. Decât că era mai interesant câteva secunde. Mă, no, văd că are un damage super șmecher, adică dintr-un nivel de 1300 viață. Deci eu nu pot să văd dacă vreau să văd dacă nu e bine. Mai am 32 viața după vine. Bă, deci efectiv aici e o problemă că nu pot să văd ce ești. Da. Bă, construiești noi aici un X3? Dar degeaba construiești X3 pe serverul ăsta, că e no clip. Nu o să ne aștept cu nimic, trebuie să facem o bază air cu surf trap. Dar ce dracu mă știu eu să fac surf trap? Eu nu mai știu nici să joc și vreau să fac surf trap. Cele map... What? Hai de pula mea, da crash. O da crash serverul cu aia? Chiar când să joc și OCT? Nu te cred, mă, ești chiar nesimțit? Bă, n-ai cum, mă, e imposibil așa ceva. Imposibil așa ceva. Hai că ne întoarcem după ce întrece timpul ăsta. Ne întoarcem și continuăm videoclipul să jucăm o tură de CT. Bă, băieți, am intrat de nou și tot te rog, băga mea și pula în el. E imposibil așa ceva. Băi, cu aia, dar îmi dau seama de ce. O fi din cauza că dau pe RPG-ul la F ăsta mereu și să-mi fi dat kick de spawn. Hai că nu mai apăsăm pe F, dar eu sunt obișnuit să apăs pe F, așa fac și la CS și la compi și tot apăs pe F de nebunesc. Dar întrebarea mea e pe ce construiesc. Hai că ne jucăm puțin cu mingea aici, dăm 2, 3, 4 pase, bam, bam, bam. Oricum, m-am observat că rundele țin foarte puțin pe CT, că morăștea imediat. Uite, ăsta, de exemplu, n-a apucat să intre. Pe care am pus eu aici, îi dau kill.
îi dau kill. Bam, bă, că a omorât și el unul. Ăsta văd că a apucat să intre și are un... A, știu ce bază are, mă, ăsta trebuie să sari. Trebuie să faci jump până la el acolo. Da, văd că aici te blochezi. Super interesant. Super interesantă chestia asta aici de bază, că nu prea am văzut-o, vedeți? Trebuie să mai așa, că atunci când castel o vizionă. Deci ca să ajungi la el, trebuie să-ți ia vânt și să sar de aici până în partea aia la el acolo. Și scârba nu vrea să mă omoare. Eu acum direct sunt peste el, fiți atenți să vedeți cum. Aolo, iar am apăsat pe asta. Uite, ăsta are o bază air, de-aia vreau să. Am văzut că a murit, de v-am spus. Ăsta are piesă aici. Cum e, ce pula mea de bază? Aaaa. Ia fiți atenți bază, ce șmecherie de bază are asta. Poți să urci pe două piese, pe asta și trebuie să mai cobor o dată pe una. Are fake, frate, layer, fake layer. Fake layer în aia. Super șmecheră bază, să nu a rămas. Asta da bază mișcă, mă, asta le-am zis, mă, așa ceva pe 1-6. Chestie de-asta să urci. Dar vedeți că asta nu când ai no clip între oameni, nu vezi cu aia ce fac. Mamă, super, super bază. Deci treaba stă în felul următor. Aici nu știu că e ăla. Că e ăla. Aici e baza asta, e pusă în capăt. Bam. Bam. Și aici... Bă, chestia asta cu no clip între oameni nu o să-mi place. Să moară mă să la pește. Uite că a omorât ăla. Hai să construim și noi. Și ne luăm și noi niște piese și ne ducem acolo să facem o bază. Haide! Cât ține mă switch-ul ăsta? Pă, e construiești ca să țineți minte băieți. Bă, fac un air, că eu altceva nu mai știu să fac în cap. Fac un... Bă, dar nu e bine când sare în cap pe urmă. Și de acolo la fel. Hai că fac aici, că n-am ce pula avea să construiesc. Eu nu mai știu să construiesc, nu cap. Am 150 de secunde de construit. Mamă, cât de greu să mișcă piesele la construit. O lună ți-a să faci, să faci baza. A, uite, uitați cât de greu le tragi. În punctul meu de vedere... Ar fi trebuit ca ăsta, cum îi zice, ca viteza la tras piese să fie mult mai mare. Bun. Așa. Bun, mai iau o piesă de asta, o pun aici ca să nu fac ăștia bloc. Acum am fac acoperiș. Bun. Un așa. Mai am 100 de secunde. Mai bag unul aici. Bun. Mai bag unul aici. Ca să nu-mi cadă ăștia în capul pe sus. Că trebuie să fii hoț în base builder. Și ăștia sunt cam hoți. Mai bag unul aici. Mai bag unul aici. Mai bag unul aici. Perfect, dacă așa, acum vin cu surf-ul. Treaba e că eu dacă cad aici, eu mai știu să mai ies? Nu, no, hai că nu mai fac surf trap, că nu mai știu dracu să mai ies. Iau niște de-astea.
Bam. 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 Bam și fac poco de asta, uite. Ai de pula mea, păi. Păi eu nu trebuie pe lângă ăla. Eu sunt ciment. Deci dacă... Na, ce să trec, mă, nici nebun la cap. Băi, ce-mi place la ăsta, că poți să construiești chiar la milimetru, frate. Hai, mă, că trec de-aia. Trec, dacă mă chinui puțin la spawn, trec de-aia. Știi ce fac, nu? Pun, uite, așa, pun două. Pe asta mai distanță așa puțin, ca să îi păcălesc. Oh, mă, mai e greu. Eu nu intru în bază. Hai că o dau mai așa și pe asta. Tot mai așa, dracu, măcar, ca să joc și o rundă de CT. Hai că până oricum ăștia când o să se spawneze zombie, o să fiu ocupat cu ea. Eu pot să intru liniștit în bază. Uite ce mi-a făcut scârba aia. Futu-te în gură să te fut. Mi-a făcut... Bă, ce nesimțit, mă. Na, am venit după bulă. Na, am venit pula. Hai că am jucat CT dacă e. Futu-ți morții în gură. Nu pot să intru. Cine e ăsta albastru, frate? Că nu știu ce nume are ca să pot să-i... Bă, cum e-mi iau... Gun, coaie! Guns! Coaie n-am armă! Hai de pula mea, pe eu am levele, păi și de unde morții mei vrei să am eu levele, mă, dacă eu nu trag nimic? Și ăsta albastru mi-a făcut scurt. Hai, trage băcă cu SP-ul. Bravo, mă, doar, trage cu SP-ul. Hai că... Am 10 gloanțe, nu se pe aici, nebun la cap. Nu intra, fut... What the fuck? Băi, coaie zombie ăla invizibil, ești nebun la cap? Dă-te morții, mătii, că n-ai cum. Și cine e retardul ăla de acolo care și-a construit bază peste mine? Băga-mea și pula morții tăi. De căcat retard ce ești. What the fuck, zombie s-a făcut invizibil. Dă-te în slobos, că deja e prea OP coaie. Păi da, mă fac invizibil și intru pe lângă. Asta nu e joc, hai mă omoară mă ca să ieși liniștit în babă. Da, prima experiență pe bârbă în CSGO și e super super urâtă. Bă, pula, unde să face zombie invizibil, îți facă ea bază deasupra ta, intră peste tine, mă, piși pe el. Cam atât a fost, băieți, cu videoclipul. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și părerea mea să nu încercați niciodată modul de bârbă în CSGO, că e o japiță de mult. Hai, pe data viitoare.